Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oamenii la un episod din seria noastră minunată de hărțile abonaților și frazor. Astăzi ne vom juca pe o hartă genială. De ce spun acest lucru? Ei bine, harta este făcută de către Ivanov Ștefan, aka Hero Hero, gen veteranii de pe canal vor cunoaște, pentru că, frate, ne-a mai trimis acest Ștefan niște hărți pur și simplu geniale, frate, și ne-a mai trimis vreo 3, 4, 5 hărți. Știu că multe hărți ne-a trimis și toate au fost extrem de șmechere. Mamă, m-am bucurat foarte mult să văd că mi-a trimis iarăși încă o hartă și categorii, frate, nu are cum altfel decât și această hartă să fie una dintre acelea super, super geniale, chiar sper să fie cea mai faină dintre toate. Suntem aici într-o încăpere și avem și o textură, după cum puteți vedea, ne-a dat o textură acolo, Pumpkin Patch, se numește pentru un 8, este o textură numai pentru un 8. Și vreau să, înainte de a începe, mai ales că vă spun de pe acum, frate, Zăza Andrei Hara, aici, gen, deja știu viitorul, știu că o să fie o artă super tare. Aș aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like, frazor. Vreau să văd acolo cât mai multe like-uri, mai ales că este sâmbătă, știu că voi uitați acest episod și ar fi super tare să putem strânge peste, nu știu, 10.000 de like-uri, frate. Bine, glumesc acum că nu strângem peste 3.000, peste 4.000, peste 5.000 de like-uri, de ce nu? Haideți, vedem despre ce este vorba. Avem aici o carte nivele. Nivelul 1 mi se una principală. Asta îmi spune, ok, deci după ce o să ajung acolo în camera cu nivele, aici să vedem ce este. A, intru aici, a, și citesc de pe carte, ok, super tare. Deja avem aici, hai să mergem întâi la info. Răzbunarea, bai, Hero Hero, ce asta? Coș de gunoi. Ok, să vedem aici. Cred că trebuie să le apăs pe astea. Oho, o să-l zăzăz, mare fan al tău, poate mă mai știi, poate nu. Mă numesc Ivanov Ștefan, aka Hero Hero, frate, n-avem cum să te uităm, ești de bun. Și ți-am pregătit o hartă ce sper să-ți placă. Am muncit destul de mult la ea, deci cred că va fi cât de cât interesantă. Nu mă prea pricep eu la build, mai ales că nu am mai exersat de mult timp, dar am zis că nu strică să mai fac una reguli. Nu folosesc F5 și spacebar decât la intro, spacebar mai poți folosi decât la nivelul 1, 4, 5, 6, 7, cum adică spacebar. Gen, nu poți să apăs pe space? Ok? Nu folosesc echipament 1 și echipament 3 decât dacă dai rage, regula pentru abonați plus 103 like-uri. Frate, hai să vedem! Și have fun! Și ce avem? Blocul de culoare verde îți dă viteză, super tare. Blocul de culoare galben îți setează spawn point-ul. Blocul de culoare portocalie te aruncă în aer și blocul de culoare roșie te ucide. Deci, viteză, spawn point, mă aruncă în aer și mă ucide. Deci nu roșu, nu, caca, roșu, caca. Deci nu trebuie să călcăm pe roșu. Ok, hai să vedem povestea. Poveste, fiecare are câte un prieten, alții mai mulți, însă tocmai din această cauză trădarea lor doare cel mai tare. Cel mai bun prieten al tău a devenit gelos pe popularitatea ta și a hotărât să-ți facă viața un infern. Oh, frate, care popularitate! Te-a răpit în timpul nopții, în timp ce te întorceai spre casa ta de la o petrecere, deci mai eram și Batman rupt. Acesta a profitat de starea ta de ebrietate, exact cum am spus, frate, și te-a răpit ducându-te într-o zonă nelocuită ca să poată scăpa odată pentru totdeauna de tine. Tu trebuie să supraviețuiești, să treci de obstacole ca să te întorci la viața ta liniștită de până acum. Succes! Mai de capul meu, frate, ce profită toți de mine, ești nebun. Avem aici shop-ul. Ce e aici? Shop. LOL. Ce că aici la shop poți lua câteva bunusuri ca să te ajute să treci de anumite nivele cât mai repede. Blocul de sticlă roșie, dacă te pui pe el, te va teleporta pe 3 blocuri în sus. Blocul de sticlă albastră, dacă te pui pe el, te va teleporta pe 3 blocuri în sus. Verde, 3 blocuri în sus. Arcul îți va fi frustrat la nivel 5, fiindcă fără el nu poți termina nivelul. Sabia îți va fi de folos dacă te va nivel în care nu poți muri. Mobiul să-ți dea în cale, așa că îți va fi de folos o sabie ca să-i înveți minte, ca să te mai deranjeze. La fiecare nivel vei primi o recompensă cu care poți veni să-ți cumperi ce dorești. Have fun. Zona care vei putea prin blocuri se va arăta cu aceeași culoare, însă ok. Deci, frate, practic, Frank. LOL. Nether Star. Ah, super tare. Deci, am nevoie de Nether Star-ul. Deci, practic, o să vin la shop. Holy fuck, ce tare. O să vin la shop și o să fac trade cu nebunul ăsta. Bun. Și haideți să începem, frazor. Începem cu nivelul. Câte nivele sunt? 7. Final mai apăsat pe o tastă, ci doar mouse-ul. Ok. Deci, începem cu nivelul 1. Misiunea principală, evadează din celul dacă nu reușești să-ți dai seama singur, du-te la ultima pagină și vezi. Alternative. Deci, fii atentă. Ori să evadăm din celulă și mai putem face așa. Trebuie să omorâm prizonierul pe ce are un târnăcop și sparge peretele în spatele celulei tale, după care fă un mic dropper, sparge alte manete de la ușă și treci mai departe. Metoda lașului. Deci nu, nu vrem metoda lașului, frate. Deci trebuie să alegem să evadezi din celulă. Și după aceea trebuie să omor prizonierul să, cu târnăcopul, gen ce are un târnăcop, pe târnăcop spar perete și fac un mic dropper. Bam! Escape room. La acest nivel trebuie să evadezi din celula în care ai fost băgat. What the fuck? Prietenul tău sau mai bine zis dușmanul tău ca să se asigure că scapă de tine sau folosit de niște prieteni ca să te bagi la închisoare fără voia ta. Acum tu trebuie să evadezi și nu va fi deloc simplu. Frate, ăsta e gardianul, ești prost. Ce fac în față? Băi, ești nebun? Avem aici un arc cu Infinity și trei săgeți. Ce mai avem pe aici? Nu vreau să-i vadez. Frate.
A plecat? A plecat de aici. Pe bun, și cum... Oh! Dacă nu reușești aici în hopper. Nu frate, trebuie să reușesc. Deci trebuie să... Bă, la blocul galben nu face ceva. Pot să-l sparg? Nu cred. Bă, blocul galben parcă face ceva, frate, nu? Blocul... A, am setat spawn point, aia făcea. Și asta n-am cum să deschid, mi-a dat arc. Oh, what? Holy fuck. Am un arc care... Mă te... Salut! Bitch! Am murit. Frate, serios? Nu-i bine. Deci nu trebuie să trag în el. Deci am un arc care mă teleportează. Sper să mă... Salut! Ah, lol. Acum pot să rămân. Ce faci, boss? Pare rău. Deci nu puteam să plec pentru că era bloc roșu. Adică de-aia am murit. Crea acest bloc roșu super nenorocit. Și uitați-vă, de fiecare dată după ce dau cu arcul, mi se ce ținta în sus. Ba nu, mă teleportează, mai aia se întâmplă. What the fuck, cât de tare! Deci mă aruncă trei blocuri în aer. Ok, deci am scăpat de aici, frate. Salut, ăștia cred că se babardeau, ok, să lăsăm. Deci, fiantână, nu vreau să trag de alte manete, pentru că asta este metoda lașului, frate. No. Sau? Salut. Haide, v-am eliberez pe toți. Salut. Bă, frate, știi ce mă gândesc, fiantână? Să intru în celulele astea, că sunt blocuri și prin celulele astea, da? Și mă gândesc că... Să nu calc. Deci, fiantână, hai să mai încercăm o dată. Deci... moară prizonierul ce are un târnăcop. Deci un prizonier ce are un târnăcop. Un prizonier ce are un târnăcop. Deci trebuie să căutăm printre toți prizonierii ăștia, frate. Un prizonier ce are un târnăcop. Deci trebuie să ne uităm printre toți. Ai, măi, de-a. Lol, ăsta ce are? O lopată cu un breaking. Mai sunt unul se plimbă pe aici de nebun. Trebuie să ne uităm iarăși în toate celulele. Băi, și m-am gândit că este ceva. Prima dată credeam că... Nu se topor. Prima dată mă gândeam că gen trebuie să fiu un gardian, știi? N-am cum să intru acolo. Bă, da, poate chiar asta e ideea, gen să... Ba nu, mă, pot intra acolo, că mă pot teleporta, am uitat. Salut, hai să vedem dacă asta este. Am murit și pe ăsta. Eu mor pe toți care vin aici, frate. E complicat să dau click dreapta pe el. What? Nu moare? E complicat să dau click dreapta pe ei pentru că... Ce prost ești, serios, deci chiar am făcut asta? I really fucking did that? Ok, vreau să-mi deschid asta. Să nu mai am probleme, ok. Tu ai târnăcop, n-ai târnăcop, tu ai târnăcop, n-ai târnăcop. Bă, frate, nimeni n-are târnăcop aici? Deci, frate, o să închid celulele în care... Opa, stare multe chestii. O să închid celulele în care am fost ca să știu sigur ca să nu mai poate ieși ăștia. Și eventual îi și omor dacă mă supăr, frate. Dacă mă mai supăr așa puțin, îi și omor. Pă, fraiere. Ia să vedem ce faci. Târnăcop tu. N-ai nici tu târnăcop. Uite, pe aici. Nu cred că am verificat. Asta n-are târnăcop. Asta n-are târnăcop. Bă, da, poate trebuie să verificăm gen cuferele, frate. Știi? Opa, uite un info. Felicitate că reușești să ajungi aici. Acum tot ce trebuie să faci este să cauți în celelalte celule 3 key pentru a trece mai departe. Deci trebuie să caut 3 key. Ah, frate, deci aia trebuia, mă. Trebuia să mă uit în cufere, de fapt, frate. Ești prostalău. Gen, eu nu mă uitam în cufere. Și nici nu cred că o să găsesc gen întârnă cop pe ei, sincer să fiu. Cred că în cufere să găsesc dacă e ceva. Știi ce zic? Vede, aici nu este nimic. Așa, de asemenea, este nimic. Băga-mi aș piciorul. Să nu fie în hopper. Poate fi în hopper? Gen, pot pune și în hopper, mamă, frate, când ne... Adică eu am găsit câteva chestii în hopper la început, nu? Ia uite, săgeți. Bun, 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 bun. Muy, muy, muy buen. Chica loca. Aici? De aici vin eu, deci clar nu este aici. Pa, aici nu-i mai nimic, frate. Opa! Am găsit un lever. Am găsit un lever. Încă un lever. Am găsit două levere. Și mai trebuia un lever, frate, cred că n-am fost atent. În fine, hai să vedem ce face cu aceste două levere. Frate, deci harta mi se pare super tare. Bam. A, lol. Bam. Știți ce o să fac? A, pui mea, asta e acum. Pui mea, nu stai, nu-i bine.
S-a închis. Nu! It closed. Mă gândeam să trișăm puțin tele. Frate! Bag piciorul, lasă lever acolo. Dă-te mă de aici. Trebuie să mai găsim un lever, frate. Deci trebuie să mai fie un lever pe aici printr-un cufăr. Hai că nu vreau să trec așa. Ești nebun? Aici, deci aici este blocul ăsta special ca să mă teleportez. Și nu văd niciun lever pe aici, frate. Serios? Deci chiar m-am teleportat până aici cu arcul degeaba? Nu. Nu pot să cred așa ceva. I can't believe this, man. Mie... A zis că se maschează foarte bine. Deci leverul cu textura asta, zic și voi că se maschează extrem de bine. Și nu dau seama unde este. În fine, bă, fii antenă, hai să trecem mai departe așa, că nu vreau să vă plictisesc, să stăm foarte mult, oricum nivelul chiar a fost super, super tare. Bam, bam, bam. Și apăsăm pe buton. Nether Star, finish level. Și am primit două Nether Star-uri, super tare. Două Nether Star-uri cu care putem merge la shop. Da, mergem chiar aici, să vedem ce putem cumpăra. Nouă Nether, o sabie. Perfect, frate. Nici nu stăm pe gândire, nici nebun. Hai să mergem și la nivelul următor, fraților. Cred că arta asta o să facem în mai multe părți, pentru că deja au trecut 10 minute și de-abia de un nivel am trecut, frate. Deci, cel mai probabil o să facem în mai multe hărți. O să apară și mâine un episod, înseamnă că... Și sunt sigur că vă place foarte mult nivelul 2 labirint. Mamă, ce aici. Deci, la acest nivel va trebui să evadezi din labirint, însă ai grijă că sunt și capcane ce nu se văd. Nu poți folosi F5. Ai voie totuși să te uiți în sus, fiindcă ai o traiectoria ce trebuie urmărită. Și acum povestea, practic. Deși ai reușit să scapi din celulă, podeaua de sub tine s-a sfărâmat și ai căzut într-o fostă parte a închisorii ce nu s-a mai auzit de aia de sute de ani și a numit un labirint. Scapă din labirint ca să continui misiunea de evadare. Holy fuck. Deci mă pot uita sus. God damn it. Fraților, încă o dată nu uitați, dați acolo multe, multe like-uri pentru această artă pur și simplu genială, frate. Eu sunt pierdut pe aici, mi-a dat și speed. Mă pot uita în sus. Am murit. Deci am murit. A, sunt și de-astea pe jos. Deci fiți la să vedem ce trebuie să urmăm. Deci trebuie să mă duc încolo, clar. Nu, deci trebuie să iau pe una de la capăt. Deci clar trebuie să sar. Și trebuie să iau pe una de pe aici. Ba nu. Nu pe asta, pe următoarea. Serios. Deci chiar serios, m-a nimerit blocul ăla. Bază, oba. Boss joc de mine, frate. Cred că pe la final, mamă, deci e foarte, foarte tortocheat labirintul ăsta, frate. Hai să fim atenți și pe jos, pentru că a zis pe jos, da? Pune foarte multe blocuri roșii. După cum puteți vedea, de altfel, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Bă, n-am luat-o pe partea bună, ești prost? Înapoi, nu, am murit și trebuie să iau de la capul, mamă, deci mă distruge psihic. Dar sigur pe aici pe undeva. Pe aici trebuie. Yep. Pe aici. Și uite așa. Mă, vă dați seama cât a stat? Deci vă dați seama cât a stat să facă această hartă, frate? Deci, acolo este finish-ul. Da, mai aici este finish-ul. Ba, nu, nu este. What? Dude, oh. Nu trebuie să fie asta finish-ul sau ceva. Ba da, mă, ăsta trebuie să fie finish-ul, ești nebun. Deci ăsta trebuia să se activeze, mă gândesc eu. Nu? Unde este comment blocul? L-am pierdut. Pentru că, uite, e blocul ăsta roșu și blocul roșu este fix finish-ul, frate. Dar nu se activează. De fapt, se activează, dar aici nu este ceva bine. Hai să vedem ce. Că-s curios. Gata, frate, finish level. Deci era acolo ceva blocat. În fine, uite bine că am trecut mai departe. Mi-mi place așa să desușesc care este problema. Și ne-a dat decât un Nether Star. Păi ești nebun. Păi stai un pic, ce facem noi aici? Stai așa să pun eu asta. Game mode 0. Ce facem noi aici, frate? Am terminat nivelul și decât un Nether Star. Nu mai știu unde este shop-ul. A dispărut asta sau nu se pare mie? Răzbunare by Hero Hero. Shop-ul este nu aici. Shop-ul era uite aici. Ok. Ba nu, astea-s nivelele. Alo, și acum văd că... 1 și 2 sunt blocate, frate, pentru că le-am făcut gen să nu le mai fac încă o dată. Ok, hai să mergem la shop, hai să vedem cu un Nether Star. A dispărut, nu? Oh, a apărut. Gen asta în caz că dispar. Ok, pot să dau mai departe. Un Nether Star și 4 săgeți. N-am nevoie cam arăcu cu Infinity. Frank Chandler, Green Stained Glass, Blue. Atât, momentan. N-am ce face cu asta.
Ok, mai băgăm un nivel. Hai să mai băgăm un nivel, frazor. Nivelul 3. Find the button. La acest nivel ai rămas blocat într-o cameră și singura ieșire este să găsești cheia butonului ca să poți trece mai departe. Și povestea. Într-un final, când te-ai bucurat și tu că ai scăpat din acel labirint nenorocit în drum spre ieșire, ai fost prins de pașnici și închis aici. Cineva de după pereți a zis că este o cheie ascunsă undeva pe acolo și dacă o găsești poți ieși. Deci, fii atent. Este o cheie ascunsă pe undeva pe acolo. Mult noroc, Andrei. Spam po... Aolo, bloc roșu. Nu, caca, bloc roșu. Asta sunt crafting-uri, frate. Pune butonul pe lampă. Asta spre evident, nu știu, parcă trebuie să fie undeva ceva ascuns. Eu zic că este gen încă un... Deci a pus pe ceas, mă disperă, frate. Cred că este tot așa în spatele unui... Oh, fuck. Cred că, de fapt... Mai mult cred că este aici, sincer. Deci decât în camera asta cu cufere. Cred că aici, frate. Adică de ce nu mai face o cameră separată? Probabil să mă încurce. Asta este un cap. Frate, blocurile astea roșii sunt nebune, rău de tot. Opa. Asta e Ender Chest. Ce tare arată Ender Chest cu textura asta. Pe asta nu-l văzusem. Am trecut. Yes. Opa, asta e. Nu. Asta e. Nu. Ender Chest. Stai că m-am uitat deja. Asta e. Nu. Nu spune că gen caut ceva ce nu există. Adică sunt aici și... Frate, puii mei, ești nebun. Nu, de aici am venit. Aici la fel. Bă, da, stai că aici a făcut sem... Ah. Puii mei. Dude, deci cred că își bate joc de mine. Unde dragi damnează poate să fie? Nu iarăși, nu iarăși. Focus, man, come on. Nu mai știu, nici nu mai știu pe unde am luat-o. Pe aici? Ah, ok, decât craniul ăsta. Adică ce poate fi mai frumos într-o bibliotecă decât un craniu pe cărți, nu? Adică, da, cred că toată lumea și-ar dori. Frate, pe aici am fost. Băi, eu cred că își bate joc de mine. Hai să ne întoarcem. Eu. De ce? Eu cred că își bate joc de mine. Eu cred că este de fapt. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Eu cred că este gen 14 pe sus, frate. Gen. Uite, undeva unde pot ajunge de așa. Nu? Pui mei, nu știu, eu la asta m-aș gândi. Sau poate trebuie să o luăm manual, gen să ne uităm în toate. Dar nu cred că dacă ar fi trebuit să o luăm manual să ne uităm în toate, de ce ar mai fi făcut și încăperea asta, știi? De ce, de ce, de ce, de ce? Aia mă tot întreb. De ce aia mă tot întreb? Frate, tot pești trebuie să fie. Trei drumuri. O să ne mai uităm tot așa în toate cufrele pe care le vedem. Pe aici am cum să mă urc în față. Vreau să ajung lipit de peretele ăla. Se poate? Deci vreau să ajung lipit de peretele acela. Dacă aș fi și atent pe jos, gen să văd tot roșul ăla, ar fi și mai drăguț de atât. Să mă duc? Hai să mă duc înainte. Hai. Tânga. Și de teoretic, acum am ajuns lipit de perete. Ok. Pai, frate. Deci cum ar fi să fie un cufăr ascuns sub astea? Dar nu, că ar trebui să-l văd ca să-l pot accesa, deci e cam imposibil. Cam imposibil. Bă, fraților, cam asta a fost episodul. Deja am pierdut dreptarea grav aici. Cel mai probabil o să stau eu off camera sau gen o să intăm cu game mode să vedem. Asta e așa, mă, frate, chiar să mă uit eu cu game mode. Om, ce sistem rulează acolo. Adică, frate, sunt foarte curios să văd dacă într-adevăr este aici. Știi? Sau în altă parte. Nu, bă, frate, aici nu este nici nebun, uite. Deci m-am uitat, cred că astea sunt toate cufrele. Ok, păi și atunci aici? Adică, dacă este un cufăr ascuns mai binișor pe aici, pe undeva. Prin spate, prin perete, știți ce zic? Dar nu, cred că este ascuns nici aici. Deci cred că trebuie să căutăm manual în toate.
Ca pur și simplu îmi dau game mode și îmi dau un buton. Nu, frate, vreau să aflu secretul. Trebuie să faci ceva. Aolo, mai și calpe astea, nu pot să... Cred, nu mă pot mișca, frate. Așa. Nope. Nope. Bă, poate să fie în hopper, mă. Nu știu, bă, fraților, cam asta a fost episodul. Nu știu, scrieți și voi în comentarii unde credeți că ar putea fi acel buton în dispenser. Bă, dar chiar pe aici, prin dispenser, prin astea, în furnal, nici nu știu, frate. Săriți acolo și voi cu cât mai multe like-uri dacă vreți să apară mâine următoarea parte a acestei hărți super, super tari, făcută de către Hero Hero, a.k.a. Ștefan Ivanov. Eu încă mă mai aici niște, poate așa pe finalul clipului găsim și noi scăparea și uite când am găsit-o. Nu uitați să dați acolo multe, multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!